În legătură cu laptele și cornul, intenționați să modificați ceva în acest program, eventual să renunțați la el? Ce veți face? Da, vreau aceiași bani să încercăm să-i folosim la ceva mai util. De exemplu, la after school. Pentru că în acest moment sunt copii care într-adevăr au nevoie și vin la școală și e bine pentru părinți. Vorbesc de cei din familii modeste, unde programul își atinge scopul și sunt foarte mulți copii care nu mănâncă nici cornul respectiv, nici nu beau laptele, îl aruncă, îl irosim absolut degeaba. Un program mai țintit pentru cei care au nevoie de ajutor, v-am zis cum e cel de after school. Sunt părinți care își iau copiii acasă și sunt părinți care stau la servici până târziu și n-au ce să facă copilul. Ori exact aceiași bani putem să-i folosim mult mai bine. Deja sunt, cred că sunt 10 ani de când e acest program. Partea lui bună s-a epuizat și acum multe zone aruncăm banii. Modificarea programului nu este însă o noutate. În luna februarie, Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților și Senatului și grupurile parlamentare ale PDL au propus transformarea programului Cornul și Laptele în programul O Masă Caldă, destinat copiilor care au o stare materială precară. Amendamentul a fost depus la proiectul de buget pe anul 2013, discutat de Comisia de Buget Finanțe. Inițiatorii amendamentului susținau că redirecționarea programului doar către copiii aflați în dificultate ar determina o mai bună eficiență a utilizării banilor publici. Comisia de Buget Finanțe a respins amendamentul, unul dintre motive fiind acela că ar fi presupus creșterea deficitului bugetar cu 0,4%.